Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan în Deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Sâmbătă, 6 mai 2023, în București, un asistent de la Spitalul Militar Central a sedat intenționat cu diazepam 3 paciente, potrivit observațiilor făcute chiar de colegii lui. Cum a observat, una dintre paciente a fost în stare gravă, dar medicii au reușit salvarea femeii. În momentul în care au făcut socoteala medicamentelor administrate, atât în cazul ei cât și în cazul a încă două paciente, colegii și-au dat seama că primiseră, deși nu aveau prescris, diazepam. Diazepam este un medicament, un sedativ puternic, dacă este mare cantitatea, și era mare cantitatea distribuită către, de la farmacie către respectivul asistent și mai departe administrată pacientelor. Au chemat poliția chiar atunci, în weekendul din mai. Parchetul militar de pe lângă Tribunalul București a confirmat pentru Libertatea pe 10 mai faptul că a deschis dosar cu tentativă de omor calificat, am citat răspunsul oficial al parchetului, noi am publicat articolul, nu se știa absolut nimic, spitalul nu făcuse nimic public până în acel moment, și spitalul a confirmat evenimentele, recunoscând inclusiv faptul că una dintre paciente, da, avusese probleme, a spus doar singura diferență față de ce publicasem noi, au spus că pacienta respectivă, care s-a simțit rău, nu a fost dusă la atenție și a fost supravegheată pe aceeași secție. Astea se întâmplau toate în perioada 6-10 mai. Suntem în 20 iunie și am aflat ceva referitor la acest caz și am pus o întrebare spitalului. Dar înainte de asta v-aș întreba pe voi, ca să, deși nu sunteți oficiali ai spitalului, ce credeți că s-a întâmplat cu omul respectiv, cu asistentul respectiv? Da, stai puțin, nu înțeleg. Deci de ce a sedat, că n-am înțeles de ce a sedat pacientele? Una dintre mărturii susține că a fost vorba de un abuz. Nu putem spune mai mult. Nu vrem ca vorbele noastre să meargă mai departe decât probele noastre ca jurnaliști. Deci nu știm în momentul ăsta exact de ce anume a fost sedat. Nu știm noi. Poate că știu polițiștii, poate că știu procurorii. Colegii au susținut și în fața poliției că a fost vorba de un abuz acolo al asistentului la adresa pacientelor. Ce fel de abuz nu putem spune în momentul ăsta, pentru că nu avem informații oficiale care să vorbească despre abuz. Nu vrem să panicăm pe nimeni. Au fost multe femei în momentul respectiv internate pe secția respectivă. Spitalul Militar din București este unul dintre spitale cele mai mari din toată România, nu doar din capitală. Secția respectivă este o secție de medicină internă foarte mare la rândul ei. Deci nu vrem să panicăm oamenii. Revenind, a trecut o lună și jumătate de la aceste evenimente, în urma cărora, atenție, un om este cercetat, ca să repet, de către parchetul civil între timp, pentru că ei au făcut cercetări și au văzut că n-a avut niciun complice printre cadrele medicale militare ale spitalului militar, că mulți dintre ei și asistente, doctor sunt militari, în cazul ăsta este vorba de un angajat civil, și atunci practic parchetul militar a cedat cazul către parchetul civil de pe lângă Tribunalul București. Dar unde e omul în momentul ăsta? Unde este omul? Suspendat pe durata anchetei, presupun. Da, asta era într-o țară normală, Vlad. Așa e. Un om asupra căruia, care e nevinovat în momentul ăsta, sigur, el este nevinovat. Da, dar un om asupra căruia... serioasă. Exact. Practic este anchetat de către parchet, da? Penal, nu e vorba doar de comisia disciplinară a spitalului, nu, e în spital. Omul e în spital și noi am crezut același lucru. Am crezut că este în... Deci, am avut informații din interior și nu am crezut informația respectivă, nu se poate, este o exagerare a oamenilor care ne-au spus, e imposibil ca un astfel de om să nu fie suspendat, să fie în continuare în spital, în continuare în aceeași secție. Și cum explică conducerea spitalului? Domnul explică. Spitalul a explicat că pentru că procurorii nu au stabilit nicio măsură profesională asupra lui, ei nu au ce face. Ei în spitalul respectiv urmăresc ei înșiși respectarea unor proceduri, nu? Care nu pun în pericol pacienții. Presupun că un spital responsabil își face propria anchetă, descoperă că niște proceduri nu au fost respectate
și cel puțin până când se lămurește situația, încearcă să-i suspende, să-i scoată din acest lanț al deciziilor pe cei care sunt responsabili. Adică așa ar fi logic, nu? Și normal. Evident, altfel, dacă mergem pe varianta inversă pe care ne-o propune spitalul, înseamnă că toți oamenii care nu sunt infractori, care nu sunt condamnați definitiv, au dreptul să lucreze în spitalul respectiv. Da, e o înțelegere foarte greșită a conceptului de nevinovat până la dovada contrarie din justiție. Aia este una, dar în momentul în care o anchetă arată că cineva nu a respectat procedurile în interiorul unei companii, a unei firme, a unei instituții, un spital, și a pus în pericol viața cuiva, evident îl suspens pe ăla. Și după aceea n-ai decât să lași justiția să-și urmeze cursul. Și dacă în justiție se demonstrează că persoana respectivă e nevinovată, atunci îi plătești despăgubiri. Dar nu poți să riști ca omul respectiv, care este sub o suspiciune serioasă că din cauza lui a fost pusă în pericol sănătatea unor pacienți, să-l lași tot acolo pentru că nu s-a pronunțat justiția. Sunt lucruri diferite. Ce-o fi așa exact greu de înțeles pentru domnii aceștia din sistem? Doamne, iartă-mă, E acea așteptare pe care o au și când, dacă prinde cineva pe la, nu știu, într-unul din ministere, da? Dacă au o problemă de corupție, ei spun, nu putem face nimic. Cum? Adică îl lăsați să administreze banii publici în continuare pe omul respectiv? Pe acest om îl lăsați într-un spital? Citesc din răspunsul spitalului militar, care, încă o dată, ei n-au spus nimic nici la început, acum o lună și jumătate. Până când, în mod normal, într-o astfel de situație, când tu chemi poliția, când se confirmă niște lucruri de vreme ce se pornește o cercetare penală atât de gravă, da? Ar fi trebuit să comunici. Acum, tot așa, n-au comunicat care este cazul, care este situația, da? Totuși, acolo ai zeci și zeci de pacienți internați, paciente în principal, da? Mi s-a spus doar, nu are voie să interacționeze cu pacienții. Și pacienții noștri sunt în siguranță. Dar unde lucrează dacă nu are voie să interacționeze cu pacienții? Da, chiar așa. Poate. La farmacie? Nu, serios, de unde a luat diazepamul, de unde colegii susțin, de fapt nu numai colegii, că sunt documente că el a ridicat diazepamul de acolo. Și dacă e în aceea secție, dar nu are voie să interacționeze cu pacienții, înseamnă că e plătit pentru ce anume? Că el era plătit pentru o treabă în care interacționa cu pacienții și se da pacienții, nu? Acum ce face în secția respectivă? Acesta este cazul, asta este situația, vom continua să o, să o urmărim, am publicat astăzi situația la zi. Da, sunt foarte multe instituții și sunt foarte mulți oameni care, numiți sau aleși în țara asta, care susțin că, de fapt, responsabilitatea lor este tinde la zero, e tangentă la zero, dar, în schimb, justiția trebuie să le facă treaba. Da, mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.